Bun găsit la Top Medici, sunt profesor Olga Simionescu și astăzi vă propun să abordăm un subiect din dermatologie. Melanomul sau melanomul cutanat împreună cu doamna asistent universitar doctor în științe Alina Avram de la Clinica 1 Dermatologie a Spitalului Clinic Colentina, Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila din București. Bună ziua, mă bucur să fim din nou împreună. Draga Alina, la podcastul precedent am abordat leziunile de pigment benigne, alunițele. Și am spus atunci că nu vom vorbi în acel podcast despre malignități. Astăzi vreau să vorbim doar despre malignitățile rezultate din melanocite. Melanomul este malignitatea rezultată din proliferarea necontrolată a melanocitelor. Melanocitele sunt celule pe care le regăsim la nivelul stratului bazal al epidermului, care au ca rol producerea de pigment. Este cea mai severă formă de cancer cutanat, datorită riscului foarte mare de diseminare pe cale limfatică și hematogenă. Din păcate, deși melanomul este o tumoră ușor abordabilă din punct de vedere clinic și chirurgical, al tratamentului chirurgical, atât pacientul poate să o depisteze, cât și medicul dermatolog să o diagnosticheze. Totuși, el are o rată de incidență într-o continuă creștere de aproximativ 37% în fiecare an, fapt pentru care este o tumoră importantă a fi diagnosticată foarte devreme. Așadar, deși nu este cel mai frecvent cancer, răspunde de 90% prin decesul din cancer cutanat. Ce ar trebui să alarmeze pacientul? Pacienții trebuie să facă în primul rând o autoexaminare periodică, lunară, mai ales în cazul pacienților care au multe alunițe, mulți nevi, sindromul nevilor atipici și în cazul în care o aluniță se modifică, în sensul de modificare a culorii, modificarea dimensiunii, de creștere în dimensiuni, trebuie neapărat să se alarmeze și să consulte medicul dermatolog. Definim melanomul ca o boală genetică. Baza genetică a melanomului este multifactorială. Au fost descrise atât cazuri familiale cât și cazuri sporadice. Cele mai frecvente gene implicate în melanom sunt gena CDKN2A și gena CDK4. De exemplu, gena CDKN2A a fost corelată și cu risc crescut de tumori gastrice, în special pancreatice, dar și tumori ale sistemului nervos central. Dintre melanome, 10% sunt familiale, deci au baza aceasta gena comună care se transmite din generație în generație. În schimb, restul melanomelor, majoritatea sunt sporadice, însă și aici avem mutații la nivelul tumorii spontane, care se numesc mutații spontane, somatice. Și care sunt multe, peste 700. Sunt peste 700 de mutații descrise în melanom până în momentul de față, iar factorul care induce aceste mutații sunt expunerea necontrolată la radiațiile ultraviolete. Și deci am abordat rolul factorilor de mediu în melanom. Hai să-i sistematizăm puțin. Pe lângă factorii genetici, într-adevăr, avem implicați factorii de mediu, cel mai important și cel mai studiat factor în această categorie fiind expunerea necontrolată la radiațiile ultraviolete, atât din surse naturale cât și din surse artificiale. Este foarte periculoasă expunerea în copilărie, arsurile solare, mai ales sub vârsta de 18 ani, sunt un factor de risc bine cunoscut. Avem două tipuri de ultraviolete, ultravioletele de tip B, ultravioletele de tip A. Ultraviolete de tip B pătrund doar până la nivelul epidermului și este un carcinogen bine stabilit, determină lezarea ADN-ului. În schimb, în melanom, influența este mai puternică a ultravioletelor de tip A, care nu lezează direct ADN-ul, ci prin cromofor și eliberare de radical liber de oxigen, determinând astfel aceste mutații de care dobândite somatice de care vorbeam. Care sunt factorii de risc pentru melanomul cutanat? Factorii de risc pentru melanom, pe lângă cei genetici și cei de mediu, sunt și factorii fenotipici, sunt factorii care țin de individ, de fiecare persoană în parte. Aici vorbim, în primul rând, de istoricul familial de melanom, care crește riscul de 1,7 până la 8,5 ori de a dezvolta o a doua tumoră. Vorbim despre istoricul personal de melanom. O persoană care a avut un melanom are riscul de a face și tumori primare multiple ulterior.
Vorbim aici despre factori fenotipici descriși de Fitzpatrick în 1975 printr-o clasificare numerică a fototipului cutanat, care are un risc invers proporțional cu riscul de melanom, astfel că pacienții fototip 1 și 2 sunt pacienți cu risc, cu cel mai mare risc de a dezvolta melanom. Sunt pacienți care se descriu prin piele foarte deschisă la culoare alb lăptoasă. În fototipul 1 întâlnim pacienți cu părul roșcat, cu pistrui efelide multiple, cu părul roșcat și ochii deschiși la culoare. Fototipul 2 sunt pacienții cu părul blond, de asemenea ochii verzi, ochii albaștri și pielea foarte albă. Sunt pacienți cu risc. De asemenea, în factorii de risc fenotipici întâlnim și imunosupresia. De exemplu, avem pacienți care au imunosupresie post-transplant sau au alte tipuri de cancere, cutanate, carcinome, bazospinocelulare sau alte tipuri de tumori solide care cresc riscul. De exemplu, pacienții care au gena BRCA2 implicată, susceptibilă pentru cancerul de sân, s-a demonstrat că avea un risc de 3 ori mai mare pentru a dezvolta melanom. De asemenea, în factorii de risc fenotipici intră și numărul de nevi. Aici e foarte importantă. Care este legătura între melanom și nevi? În ceea ce privește legătura nevilor cu melanomul, este vorba de un factor de risc atât cantitativ, depinde numărul de nevi pe care îl are un pacient, cât și calitativ, depinde tipul de nevi. Aici ne referim la nevii atipici sau îi mai denumim displazii, termenul histopatologic. Un pacient, de exemplu, care are peste 100 de nevi dobândiți tipici, are un risc mai mare de a dezvolta melanom. De asemenea, nevii congenital giganți cu o dimensiune peste 20 de centimetri reprezintă un factor de risc. În ceea ce privește nevii atipici, se încadrează în sindromul nevilor atipici și îl definim ca o persoană care are mai mult de 5 nevi atipici și peste 50 de nevi tipici. Acestea sunt un factor de risc. Între 20 și 40% din melanoame se dezvoltă pe nevi preexistenți. Astfel că putem avea, de asemenea, datorită mutațiilor acumulate în urma expunerii la ultraviolete. Astfel că avem și melanomul dezvoltat pe nev. Și nevul congenital, la el trebuie să vedem structurile care sunt în suprafața lui, dar și la copilaș, la sugarul mic. Da, copiii tot timpul trebuie să monitorizați nevii congenitali, ei vor crește odată cu copilul și atunci trebuie să îl încadrăm ca și dimensiune, dacă este un nev congenital și un copil, trebuie să-i facem, dacă e simptomatic, un RMN. RMN cerebral, da, pentru afectarea leptomeningelui. Dacă, și atunci, pentru a vedea dacă are cumva și un melanom de leptomeninge, da. Pentru că adesea se asociază. Se asociază. Acum indicațiile sunt numai dacă e simptomatic. Da. Și în cazul copiilor peste vârsta de 10 ani, deși melanomul la copii este deci melanomul rar. Pediatric, care e situația cu el? Este rar. Melanomul este responsabil de mai puțin de 1% din cancerele care apar la copii, însă există cazuri și frecvența crește odată cu vârsta, astfel că incidența este de aproximativ 2,5 cazuri la vârsta de sub 10 ani, la 1 milion de pacienți, dar aceasta crește peste vârsta de 14-15 ani, de 3 ori. Să mai spunem și că la un copil, dacă aspectul dermatoscopic este înfricoșător, nu neapărat e un melanom, poate fi un nevșpiț. Nevșpiț sau ril. Da, sau ril. În timp ce la adult același aspect e cu certitudine un melanom. Excizia chirurgicală, sigur. Care este vârsta de debut a melanomului și cum a fost această fluctuare de vârstă de-a lungul literaturii în ultimii ani? Din punctul acesta de vedere al vârstei, melanomul reprezintă o problemă de sănătate importantă datorită faptului că afectează pacienți tineri. Vârsta medie la diagnostic este de 50 de ani, cu risc mai mare de melanom în decada 3-4. Sunt pacienți tineri de 30-40 de ani diagnosticați cu melanom. Care sunt formele anatomoclinice de melanom? Aș vrea întâi să le enumerăm și apoi să le discutăm pe rând. Organizația Mondială a Sănătății o clasifică în forme clasice și variante, însă formele clasice sunt cele mai frecvent întâlnite. Și aici avem 4 forme, dintre care 75% din cazuri este melanomul extensiv în suprafață. Melanomul extensiv în suprafață îl descriem clinic ca o placă tumorală,
ce îndeplinește regula ABCDE, A însemnând asimetrie. Acea leziune este asimetrică din punct de vedere al structurilor, al culorilor. Dacă o împărțim pe două axe, nu va semăna o parte, o jumătate a luniței cu cealaltă jumătate. B înseamnă borduri sau margini. Vom vedea că o leziune nu este bine delimitată, are marginile neregulate, nu are o formă rotund-ovalară bine definită. Culoarea este un criteriu foarte important, atât clinic cât și dermatoscopic. Dermatoscopic, dacă identificăm mai mult de 5 culori pe leziune, deja putem stabili de la început diagnosticul de melanom. În schimb, și pacienții pot observa aceste modificări de culoare, mai ales le denumim focusuri de hiperpigmentare periferică, dacă observă pigmentarea leziunii în periferia ei, în margine. D-ul înseamnă dimensiune, spuneam și nevii de dimensiuni mari, mai ales nevii congenitali, și E-ul înseamnă evoluție, adică un pacient dacă observă un nev că se modifică și se dublează ca și dimensiune într-un timp scurt de o lună, două, trei luni, trebuie să verifice, să consulte un medic dermatolog. Și un extensiv în suprafață matur, eventual cu nodul de creștere pe verticală, cum va arăta cutanat? Și atunci cutanat avem placa aceasta tumorală cu multiple culori, cu formă neregulată, cu apariția nodulului la un moment dat, în momentul în care invadarea este pe verticală, este o formă mai invazivă. Celulele interesează doar epidermul. Da, cu extindere în pată de ulei în epiderm, ulterior cu extindere pe verticală în derm și apariția nodulului de creștere pe verticală. Astfel denumim melanom extensiv în suprafață cu nodul de creștere pe verticală forma. A doua formă? A doua formă este, din păcate, și cea mai gravă, cea mai severă. Este melanomul nodular, care, așa cum îi spune și numele clinic, se prezintă ca o formațiune nodulară, care trebuie să ne atragă atenția când este sângerândă, friabilă, culoare maro, albăstrui, negru închis, dacă crește foarte repede în dimensiuni. Problema la această formă este invazia directă în derm, pe verticală, cu riscul mai mare de metastazare și de asemenea și faptul că nu respectă acea regulă ABCDE determină o diagnosticare mai tardivă. Și sunt și erori de diagnostic, da. Cum am arătat noi în lucrarea din Statele Unite. Frecvente. Aceasta este forma care este cel mai frecvent. Exact. Și în forma acromică sau hipocromă, forma acromică fără pigment, în care, într-adevăr, este cel mai dificil de diagnosticat și de întârziat diagnosticul și tratamentul pacienților. A treia formă clasică? A treia formă este lentigomalic. Aici denumim forma in situ simplu lentigomalic, forma invazivă lentigomalic melanoma. Este forma care apare pe zonele fotoexpuse, spre deosebire de celelalte forme care de obicei se localizează pe zone acoperite de haine. Este forma pe care o întâlnim la persoanele vârstnice, are o progresie mai lentă și atunci prognosticul este mult mai bun. Este localizată cel mai frecvent la nivelul feței, pe zonă fotoexpusă. La fel se caracterizează clinic ca o maculă pigmentară cu multiple culori, cu extindere progresivă în periferie și cu margini neregulate. Cea de-a patra formă este melanomul lentiginosacral. Aici include melanomul localizat palmoplantar. Să spunem ce înseamnă acral, acros în limba greacă? Înseamnă extremitate. Și atunci localizarea este cel mai frecvent la nivelul palmelor tălpilor, iar în această categorie este inclus și melanomul unghial. Cel lentiginosacral de asemenea respectă regula ABCDE, pe când melanomul unghial poate să se prezinte sub două forme. Forma melanonichie longitudinală, pacientul o să vadă o pigmentare liniară la nivelul unghiei, care trebuie să o diferențiem de un nev sau de o melanonichie reactivă, însă va observa de asemenea aceleași criterii, multiple culori și benzile pigmentare care sunt neuniforme. Mai și căutăm repliul. Și foarte frecvent, un semn important este semnul Hutchinson. Pigmentarea se extinde la nivelul repliului unghial. Și avem pigmentarea pielii din jur. Dacă interesează repliul unghial, atunci e melanom. Este dacă melanom. Nu, probabil că nu este. Da.
Și mai avem, oricum trebuie o dermatoscopie expertă, obligatorie. Și mai avem forma de tumori amelanotice, bineînțeles, subunghiale. Mai avem și melanomul desmoplastic, tot ghidul 2019. Forma histopatologică de melanom desmoplastic. Noi nu putem să știm ca și clinicien, dar da, histopatologul care știe. Este o formă severă, agresivă. Și apoi mai avem alte forme de melanom, să le enumerăm. Și avem alte forme de melanom, variante. Avem melanomul în copilărie, melanomul dezvoltat pe nevul albastru. Avem melanomul pe mucoase, melanomul dezvoltat pe mucoase. Care e mai grav? Este mai grav, este diagnosticat tardiv, este în apropierea ganglionilor limfate și atunci diseminarea este foarte rapidă și prognosticul este rezervat în cazul acestor pacienți. Cum avem melanomul primitiv, cum l-ai zis, care poate fi solitar sau multiplu, care noi recent grupul nostru a publicat un caz de melanom. Melanom sincron, la o pacientă diagnosticată în cu multiple leziuni primare și cu sindromul nevilor atipici și cu o evaluare dermatologică corectă. Care de fapt i-a salvat viața. Exact. Da. Și mai este melanomul recurent. Melanomul recurent, da. Melanomul apărut pe cicatricea post-excizională, care este destul de greu de diferențiat de hiperpigmentările care apar la această cicatrice. Dermatoscopia, exact. Și atunci ajungem din nou la faptul că pacientul trebuie să se prezinte în aceste situații către medicul dermatolog. Și să mai spunem că toate criteriile pe care le-ai menționat pentru melanomul cutanat nu sunt valabile la zona de mucoasă, la cele pe nevul congenital. Nu respectă regula ABCD, nu sunt valabile. De asemenea, există și o altă predispoziție genetică, alte gene sunt implicate, nu avem implicarea expunerii la ultraviolete, factorii de risc sunt diferiți. Este oricare melanom susceptibil la radiația ultravioletă sau astăzi s-au descris forme genetice care arată că n-are nicio legătură? A fost controversată această ipoteză a implicării ultravioletelor, tocmai datorită faptului că majoritatea melanomelor sunt localizate pe zone care nu sunt expuse la soare, pe toracele posterior, frecvent la bărbați, pe gambă, foarte frecvent în cazul femeilor, însă studiile ulterioare au demonstrat faptul că la nivelul majorității melanomelor există mutații, acele mutații induse de radiațiile ultraviolete și datorită faptului că în patogeneza melanomului este implicată expunerea intermitentă la ultraviolete, mai puțin cea expunerea cronică, însemnând că pacientul care se expune doar vara în vacanță și riscă arsurile solare, este cel mai expus riscului de melanom. Am depistat un melanom, i-am făcut excizia cu margine îngustă a leziunii primitive cu bisturiul și în profunzime până la fascia musculară. Și trebuie să-l caracterizăm. Mie îmi place să spun CNP-ul melanomului. Cine-i CNP-ul melanomului? Ce trebuie să știe oricine referitor la o formațiune atunci când a fost văzută de către un expert în dermatopatologie? Și noi lucrăm cu doamna profesor dr. Mariana Costache de foarte mulți ani. Examenul histopatologic este gold standardul de diagnostic în melanom și un examen histopatologic complet trebuie să includă mai mulți parametri histopatologici, din care cel mai important esențial îl denumim indicele Breslow, însemnând grosimea tumorală. Exprimată în milimetri. Exprimată e CNP-ul melanomului. Da. Exprimată în milimetri și se măsoară de la nivelul stratului granulos până la ultima celulă tumorală pe care o regăsim. Este foarte importantă expertiza dermatopatologului pentru că trebuie determinat corect. De exemplu, în cazul unui melanom extensiv în suprafață cu nodul de creștere, indicele Breslow va varia pe suprafața tumorii, astfel că în cazul nodulului avem cea mai mare grosime tumorală și aceea trebuie raportată. Alți parametri histopatologici importanți sunt ulcerația, în funcție de care toți acești parametri noi e bine stabilizăm. Ca tumora să nu fie ulcerată. E bine să avem absența ulcerației. Da. Este important și infiltratul inflamator. Cu cât este mai abundent, vedem că răspunsul organismului este prezent și pacientul se apără. Și atunci avem acești parametri cu ajutorul căruia stadializăm pacientul. Indicele Breslow reprezintă cel mai important factor pentru stadializare.
fără el nu putem stadializa pacientul, pentru prognosticul pacientului și deci pentru... Deci noi pentru stadializare urmărim școala americană, American Joint Committee of Cancer, avem tabele foarte clare, totul este pe protocol și apoi stabilim pașii următori. Exact. N vine de la... Avem și clasificarea TNM și atunci T înseamnă grosimea tumorală, N înseamnă invazia limfoganglionară, M înseamnă prezența metastazelor la distanță. Și prin aceste... Deci dacă Breslow e, de exemplu, între 1 și 4 mm, ce facem noi cu pacientul? Dacă avem un Breslow între 1 și 4 mm, ghidurile recomandă și SLNB-ul, deși este o procedură controversată, pentru că scopul ei este strict de stadializare, nu oferă diagnostic. Diagnostic, nu oferă indicii. Ce înseamnă acronimul SLNB? Da. Sentinel Lymph Node Biopsy. Tehnica ganglionului Sentinel înseamnă identificarea ganglionului Sentinel, este prima stație ganglionară care drenează area în care se află tumora și atunci aflăm dacă avem diseminare la nivelul primei stații ganglionare. Problema este faptul că este o metodă controversată. Unii medici consideră că nu este necesară datorită riscurilor operatorii și datorită faptului că singurul motiv pentru care o facem este stadializarea. Însă ea este inclusă în ghiduri și este inclusă în ultima ediție a stadializării a JCC pe care noi o utilizăm. A fost un articol pe care l-ai citat tu într-o lucrare a lui Billy Moria din SUA, da, care a spus că 50% dintre americani, dintre medicii americani, nu erau de acord să efectueze tehnica. Exact, da. Exact, din motivul acesta, pentru că nu vedeau beneficiile decât de a stabili diagnosticul. Care ar fi rolul ecografiei, ultrasound acum non-invaziv, în detecția patologiei la nivel de ganglion la un pacient cu melanomă? Da, se recomandă efectuarea ecografiei ganglionare pentru evaluarea statusului, mai ales în situația în care nu optăm pentru SLNB. Și ecografia ganglionară este o tehnică pe care o folosim și în urmărirea pacienților ulterior. Completăm investigațiile paraclinice și cu ecografia ganglionară. Și să mai spunem de ce SLNB-ul se face numai între 1 și 4 mm, pentru că sub 1 și peste 4 nu aduce neapărat realitatea, nu reflectă. Beneficii, sunt, da. Sunt false pozitive sau negative. Exact, false pozitive. Ok, și M-ul, inițial toată lumea visa să-și facă un CT PET. M-ul vine de la metastaze la distanță. Aici completăm investigațiile paraclinice ale pacientului cu CT sau PET-CT, tomografie cu emisie de pozitroni, care dar are și CT-ul, toate ghidurile dau doar CT-ul clasic, da, cu substanță de contrast. Și CT-ul și PET-CT-ul și pentru detectarea metastazelor la distanță, dar să le folosim și în urmărirea pacienților. Unde metastazează melanomul? Cel mai frecvent metastazează pulmonar și cerebral, dar putem avea și alte diseminări. Avem și metastaze cutanate, care se împart în două tipuri. Avem metastaze cutanate satelite sau în tranzit care se află în area melanomului și avem metastaze cutanate la distanță. Și atunci este o împărțire importantă, pentru că cele satelite în tranzit stadializează 3. În schimb, metastazele cutanate la distanță, pacientul are stadiul 4. Și să spunem că noi avem acum în lucru un studiu despre dermatoscopia în metastazele de melanom comparative. În metastaze. Este un domeniu cu foarte puține informații datorită faptului că metastazele sunt înșelătoare din punct de vedere dermatoscopic și vrem să prin acest studiu să aducem un aport cât mai mare informațional legat de ce criterii dermatoscopice trebuie să ne ridice un semn de întrebare că e vorba de în primul rând de o metastază și în al doilea rând dacă să ne orientează către tipul de tumoră, dacă e vorba de un melanom, dacă e vorba de o metastază de cancer de sân, de cancer renal. Așadar, melanomul iubește țesutul moale. Am stabilit conform clasificării a JCC în ce stadiu se află pacientul. Cum comunicăm cu el? Trebuie să-i dăm informația asupra stadiului. Da, este foarte importantă comunicarea cu pacientul.
trebuie să fim și să avem și un grad de empatie cu pacientul, pentru că este un diagnostic dificil, este un diagnostic greu, însă trebuie să-i explicăm foarte clar în ce stadiu se află pentru a și exact ce are de făcut în continuare. Să explicăm faptul că în funcție de stadiu se determină și urmărirea pacientului ulterioară, se determină și ce investigații va face în viitor, dar și către ce medici se va îndrepta, pentru că abordarea melanomului este o abordare multidisciplinară, împreună cu medicul radiolog, medicul oncolog, medicul chirurg generalist, medicul de familie. Acum, prin lege, orice caz de melanom trebuie raportat și trebuie să fie luat în evidență la un oncolog. Da. Însă, care e rolul dermatologului? Este el suficient pentru stadiile 1 și 2? În stadiile 1 și 2, pacientul trebuie urmărit de către medicul dermatolog. Ghidul recomandă această urmărire să se facă periodic la... Și el e dermatochirurgul. Da, exact. Adică el excizează tot, nu-i mai trebuie alt tratament și doar dermatologul se ocupă de caz. Exact. Apoi, indiferent de stadiu, tot dermatologul îi caută... Exact. Celelalte leziuni. Indiferent de stadiu, pacientul trebuie să se prezinte la evaluarea dermatologică periodică, pentru că pacientului îi facem un total body skin examination noi ca dermatologi, atât clinic cât și dermatoscopii, pentru că, într-adevăr, evaluăm și cicatricea postoperatorie, dar evaluăm și restul nevilor, pentru că, așa cum au spus, istoricul personal de melanom crește riscul de 1,7 până la 8 ori de a avea un al doilea melanom. Referitor la tratament în stadiu 4, ce progrese s-au făcut astăzi în țara noastră? Discutam cu doctorița Grigore la carcinoame, cu Marina, că nu e nimic rambursat, nu avem vismodegibul în țara noastră. Care e situația pentru melanom? Pentru melanom, într-adevăr, până acum câțiva ani, până în 2018, din păcate, când mi-am făcut și lucrarea de doctorat pe melanom, din păcate acolo singurele opțiuni pe care le-am scris valabile în țara noastră era chimioterapia cu dacarbazină, cu paclitaxel, în schimb... Cu rezultate de 20%. În schimb, în ultimii ani, noi agenți terapeutici au ajuns și la noi în țară și sunt aprobați. Ei se împart în terapie țintită și terapie imunologică, imunoterapie. Terapia țintită, exact cum am vorbit la început, întrerupe aceste căi genetice care determină mutațiile, pe când imunoterapia ajută la stimularea, pentru că melanomul este o tumoră intens imunogenă, ajută sistemul imunitar propriu al pacientului să lupte cu tumora. Sunt terapii aprobate și la noi, din ce în ce mai multe, în schimb, în afară, sunt folosite deja combinații a mai multor agenți terapeutici și deja în studii chiar din stadiu 2, din stadiu 3, ca terapie adjuvantă. Să spunem că noi pentru stadiile 1 și 2 folosim momentan corect încă, conform ghidurilor, doar operații. Doar urmărirea. Și că rezervăm aceste combinații pentru stadiile avansate, însă acum cercetările au extrapolat în scopul prelungirii supraviețuirii și a calității vieții pacientului și la stadii inițiale aceste terapii foarte puternice. Da. Așadar, sunt complet rambursate de către Casa Națională de Sănătate. Care este situația unei paciente gravide care are melanom deja depistat în sarcină? Melanomul în sarcină este destul de complicat, în sensul că, în primul rând, este greu de diagnosticat, datorită faptului că avem sub influența hormonală anumite hiperpigmentări în sarcină, linia albă, de exemplu, zona genitală, zona periareolară, și atunci și alunițele pacientei se modifică în sarcină, se mai pot pigmenta. Acesta e un semn de alarmă și pentru paciente, dar și pentru medicul dermatolog, pentru că există riscul de melanom. În sarcină, melanomul a fost legat de limfangiogeneză, care este accentuată la pacientele gravide, și atunci există un risc de metastazare pe cale limfatică mult mai accentuat în sarcină a melanomului. A fost corelat și pe baza imunosupresiei pe care o avem în sarcină, astfel că sistemul imunitar este mult mai tolerant față de antigenele străine, și aici pot intra și antigenele tumorale. Și, de asemenea, gravitatea melanomului a mai fost implicat la paciente și de faptul că se prezintă
tardiv pentru diagnostic. Care este rolul imunohistochimiei astăzi în melanom și ce progrese s-au făcut în ultimii, să zic, hai, 2 ani? Imunohistochimia vine în completarea histopatologiei în cazul acelor tumori, le spunem noi, cu comportament biologic incert sau acele tumori care sunt in situ sau la granița între un nerv displazic cu displazie severă și un melanom, și atunci aduce un aport de informație prin acești marcări imunohistochimici pe care îi folosim. În primul rând, ei ne ajută să diferențiem dacă e vorba de o tumoră melanocitară sau nu, și în al doilea rând dacă este vorba de o tumoră benignă sau malignă. Din ce în ce mai mulți markeri imunohistochimici sunt utilizați și sunt descriși și de asemenea și combinația ale acestora, astfel încât să creștem sensibilitatea și specificitatea acestora. Avem multipli markeri precum HMB45, SOX10, avem Frame, da. Acum, în ultimii ani. Și e disponibil în țara noastră. E disponibil și la noi în țară. Care spune foarte clar dacă este melanom sau dacă este tumoră benignă sau melanom. Un nerv particular, o provocare pentru foarte mulți dermatopatologi. Da. Cât de important e să avem un dermatopatolog excepțional? Extrem de important, pentru că, așa cum am spus, diagnosticul histopatologic este gold standard și de acolo pornește totul. Dacă avem un diagnostic corect, de asemenea, și avem un indice Breslow corect, de acolo urmăm toți pașii în abordare. Noi am vorbit despre excizia cu margine îngustă a melanomului primitiv, dar ne-a venit indicele Breslow și ne-am oprit la tehnica ganglionului santinelă, despre care am spus că este indicată în ghiduri, dar că poate fi facultativă, considerată conform lui Billy Moria, de către anumiți medici din SUA. Însă când facem reexcizia, cine o face și cum? Că nu putem să lăsăm pacientul numai cu excizie cu margine îngustă. Și de ce îi spunem pacientului, o trebuie să-ți facă eventual în 2 timpi? Și el o să zică, bun, și de ce nu faci din primul timp, dacă tu știi că este suspect? Îi explicăm pacientului că și ghidul recomandă inițial o excizie cu margini înguste. Asta datorită faptului că reexcizia, marginile de siguranță oncologică se stabilesc în funcție de indicele Breslow. Și mai este un motiv pentru faptul că în momentul în care facem o excizie largă, putem afecta drenajul limfatic din zona respectivă și atunci să nu mai identificăm atât de ușor ganglionul santinel în cazul în care ne hotărâm să facem această tehnică. Astfel că intervenția se face în 2 timpi, excizia cu margini înguste, ulterior reexcizia se stabilește, marginile de reexcizie se stabilesc în funcție de indicele Breslow, pentru că în cazul unui melanom cu un indice Breslow sub 1 mm, avem o margine de securitate până într-un centimetru. În schimb, tumorile cu indice Breslow peste 2 vom face o excizie de 2 cm și atunci este o diferență. Aceste margini fiind imperative în scopul prevenirii leziunilor recurente. Dacă noi avem o cicatrice post-excizională a unei leziuni melanocitice, cât de important e criteriul temporal? 6 luni, pentru a spune dacă leziunea care a revenit, deci leziunea recurentă recidivată, este benignă sau malignă. În cazul unei tumori cu recurență, luăm acest criteriu temporal de 6 luni când avem prezența unei pigmentări la nivelul cicatricelor debutată sub 6 luni de la intervenție. Este vorba de o tumoră benignă, de o formațiune benignă, un nerv recidivat. Când e vorba de o leziune apărută peste 6 luni, ne gândim la recurența melanomului. Noi am publicat în Statele Unite acum ceva ani o serie de cazuri unice în care erau foarte multe erori în diagnosticul și tratamentul melanomului. Acum, după atâția ani de experiență, lucrăm împreună de foarte mulți ani, cum vezi tu situația de atunci și dacă crezi că s-a îmbunătățit ceva? Și, în primul rând, cum a fost posibil să publicăm cazurile acelea, să avem genul acela de cazuri pe piele de tip 3 a țării noastre? Am publicat acele cazuri datorită faptului că ne întâlneam în practica de zi cu zi, din ce în ce mai frecvent cu astfel de cazuri care se prezentau pentru second opinion și sunt cazuri destul de greu de menționat
manageriat, de luat de la capăt și de urmat un curs firesc al abordării, de identificat eroarea în cursul managementului, însă în ziua de astăzi vedem mai puține astfel de cazuri, poate și datorită faptului că partea de dermatoscopie este mult mai bine implementată, cu numeroase cursuri pentru medicii dermatologi, sunt mult mai bine pregătiți. Schimba generația, au venit medicii tineri care sunt foarte buni în IT. Dornici și utilizează dermatoscopul din rezidențiat pe orice tip de examen obligatoriu la medicul specialist. Își fac o experiență, plus faptul că pacienții sunt abordați într-un cadru multidisciplinar, avem echipe de medici, colaborăm cu colegii oncologi și avem un bun management al pacientului, putem să-l urmărim, putem ști ce s-a întâmplat, dacă s-a prezentat la medicul oncolog, dacă a urmat pașii necesari. Adică s-a mai redus din diferența de abordare a pacientului dintr-o clinică universitară față de o zonă, să spunem, rurală. Da. De unde recrutam numeroase erori. Și faptul că este obligatoriu ca orice leziune suspectă să fie dată la biopsie și să fie comunicată. Melanomul este o boală cu declarare obligatorie. Și examenul histopatologic, foarte multe erori le aveam și la examenul histopatologic. Și aici colegii colaborează din ce în ce mai mult cu dermatopatologi, cu medici anatomopatologi, care au specializare complet diferită față de anatomopatologia generală. Se poate vindeca cineva de melanom? Considerăm că stadiul 1, pacienții cu melanom in situ, care nu a depășit membrana bazală, sunt pacienți vindecați. De aceea subliniem importanța prezentării la medicul dermatolog, atât evaluarea anuală, cât și în cazul în care pacientul observă o leziune care îi ridică un semn de întrebare. Pacienții se amuză tot timpul când le spunem semnul rățușca cea urâtă, de ugly duckling, dar este un semn descris și în tratatele de dermatologie. Când observă o leziune care nu seamănă cu restul leziunilor pe care le au și care se modifică. Tocmai din acest motiv, pentru că avem vindecare în melanom în stadiile incipiente. Există o lucrare importantă în jurnalul Academiei Americane, în Blue Journal, care arată că ar exista niște celule dormante, mai ales la vârstnici, după stadiul 2, și că, indiferent de rezolvarea leziunii primitive, ar putea la un moment dat să-și ridice capul o metastază obscură. Este o discuție la nivel mondial, de fapt, ce factori determină agresivitatea unor tumori care inițial au un indice Breslow mult mai scăzut față de alte tumori care au un indice Breslow destul de mare, poate 2, poate 4. În schimb, rata de metastazare este mult mai scăzută și atunci au încercat să găsească o explicație pentru acest lucru, de ce se întâmplă acest fapt. Una din explicații, într-adevăr, putând fi aceste celule sau factori de asemenea corelată cu factori care țin de individ, de statusul imunitar al acestuia. Și ajungem la teoria progresiei tumorale versus slow-growing melanoma emisă de către Argențiano. Teoria progresiei tumorale de la melanocit cu proliferare către celulă tumorală malignă, celulă malignă, versus și aici explică de ce se consideră că melanomul apare pe nev, se dezvoltă dintr-un nev, versus teoria slow-growing melanoma emisă de Argențiano, care consideră că acea leziune este de la început un melanom, în schimb cu un ritm de creștere mai lent și un comportament biologic mai puțin agresiv. Îți mulțumim foarte mult, Alina, pentru aceste precizări. Și eu vă mulțumesc foarte mult. Dragi privitori, am avut plăcerea să beneficiem de explicațiile unui medic expert, doamna asistent universitar dr. Alina Avra, medic primar dermatolog din Clinica 1, Dermatologia Spitalului Clinic Olentina, Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila din București. Suntem receptivi la mesajele dumneavoastră, dacă aveți propuneri pentru subiecte. În cadrul Top Medici, un proiect Top Derm Clinics, sunt profesor Olga Simionescu. Vă mulțumesc și pe curând!